Bună ziua tuturor, domnule inspector școlar șef, domnilor director a companiilor din Sibiu, domnilor și domnilor directori de școli. Mă bucur să fiu astăzi aici și mai ales că văd cortul că este plin de tineri, ceea ce este un semn bun. Vreau în primul rând să felicit inspectoratul școlar județean Sibiu pentru această inițiativă de a organiza acest târg educațional pentru învățământul profesional și dual la un alt nivel. La un alt nivel care corespunde Sibiului și care corespunde industriei sibiene. Este, din punct de vedere economic, Sibiu se dezvoltă în continuare. Apar constant companii noi, iar celelalte se extind. Dar aceste companii au nevoie de forță de muncă și au nevoie de tineri bine calificați în meseria care urmează să o practice. Din păcate, în ultimile două decenii, meseriile au fost marginalizate. Atât de sistemul educațional și de către societate, prin reducerea importanței lor. Și din acest motiv și eu fac apel la acest citat al meu, în care eu cred că trebuie să aducem înapoi respectul pentru meserii. Noi trebuie să însuflețim acestor tineri care îi vedem aici și nu numai acestora, și în general tinerei generații care are aptitudini practice, încrederea în meserie. Ei trebuie să fie convinși că meseria este și va fi, așa cum a fost de-a lungul secolelor, o brățară de aur. Este garanția unui loc de muncă decent. Deci, faptul că sunt așa de mulți tineri aici,